Prima etapă de înscrieri la grădiniță s-a încheiat zilele trecute. Reprezentanții inspectoratului școlar au centralizat situația la nivel de județ și anunță un număr de aproape 2000 de copii acceptați la unitățile de învățământ preșcolar. Putem spune că din 2100 de cereri înregistrate în platforma SIR, un număr total de 1991 de cereri au fost admise. Diferența de 100 de cereri, 112 respectiv cereri respinse, sunt cereri care în acest moment nu și-au găsit locul ca vârstă sau ca grupă în unitățile către care au mers. Toate situațiile excepționale vor fi rezolvate în următoarele două etape de înscrieri, astfel că toți copiii de vârstă preșcolară își vor găsi locuri în grădiniță. Cele mai multe dintre probleme au fost semnalate în mediul rural. La acest moment, numărul mai mare de copii respinși, deci din cei 112, se regăsesc în mediul rural, pentru că acolo multe din școli au o singură grupă și au fost nevoiți să înscrie în primă fază pe cei de grupă mare, urmând ca ulterior să dea curs și cererilor de grupă mijlocie și mică în faza 2 și 3, nici acolo nu se vor înregistra cu siguranță probleme din cauza respingerii copiilor în grădinițe. Și în acest an se constată că numărul copiilor înscriși la grădiniță este în scădere. Numărul de copii este în scădere, cum de altfel toată lumea cunoaște această situație. Sistematic numărul de copii va scădea, la fel ca și numărul de clase din rețeaua școlară. În ciuda scăderii numărului de copii, în anul școlar viitor nu vor exista situații în care educatorii să rămână fără locuri de muncă.